Aducem sincere mulțumiri Consiliului Raionului Sângerei. De hramul satului, locuitorii din Țiplești, Raionul Sângerei, au avut parte de o dublă sărbătoare. În localitate a fost inaugurat drumul proaspăt reparat pe un segment de 3 km. Drumul renovat leagă satele Alexandreni, Țipletești și Țiplești, care fac parte din aceeași comună. Lucrările au costat 8 milioane de lei, bani alocați din bugetul raional. Da, foarte mult s-au așteptat, de mult ne-am chinuit, dar au dat Domnul și s-a făcut. Nu numai pentru mine, pentru toți trăitorii, că deși să avem drumuri mai bune și o iluminație cum trebuie, să ne simțim și noi o leacă mai civilizați, mai ca toată lumea. Deci acest drum are o destinație, v-aș spune, națională, deoarece face legătură dintre câteva sate din comuna Alexandreni, dar totodată face parte cu satele din raionul Florești, cum ar fi Putineștiu. Sigur, el este binevenit la noi, deoarece până acum era un drum catastrofă. Acum este un drum perfect. Localnicii speră că reparația străzilor va continua, mai ales că în sat sunt multe drumuri care se află într-o stare deplorabilă. Am venit astăzi pentru că am auzit că astăzi se dă în exploatare acest drum. Este un drum foarte bun. Mulțumim Consiliul Raional, primarului nostru. Sper să avem așa drumuri în toate localitățile. Începutul este foarte bun. O făcut bine că o făcut, bravo lor. Las mai fac și alte drumuri, nu mai este. E ușor la fiecare, la om, fiecare om să meargă, mai ușor cu bicicletă, cu mașina și cu ce vrea. Drumul a fost reparat de la Alexandreni până la Țiplești. Autoritățile raionale nu au mai avut bani pentru a continua lucrările. Este o investiție foarte importantă pentru noi, o investiție atât de necesară. Chiar vreau să menționez că este una dintre cele mai mari investiții făcute pentru comuna Alexandreni în ultima perioadă de la independență încoace. În general, noi pe parcursul mandatului existent, noi am reparat peste 20 de kilometri de drumuri din comunitatea noastră și peste 20 de kilometri de lumină stradală. Grigore Corcodel susține că niște chestiuni birocratice și implicarea politicului împiedică reparația drumului de 4 kilometri care face legătura între raionul Sângerei și Ungheni. S-a implicat politicul și acest drum de circa 1.150.000 de euro se trăgânează de peste un an și ceva. Și odată ce noi nu asimilăm acești bani, noi nu suntem eligibili să participăm în alte proiecte. Dar tare ne dorim ca noi să atragem și investiția fraților de peste Prut, a Europei. Comuna Alexandreni este cea mai mare din raion. Aceasta include 5 sate cu o populație totală de 5.000 de persoane.